Decizie istorică a Papei Francisc le-a acordat tuturor preoților catolici puterea de a ierta păcatul avortului. Această dispoziție a fost dictată de papă de pe 8 decembrie 2015 și urma să fie suspendată pe 20 noiembrie anul curent, când se încheie așa numitul an sfânt. Însă, într-o scrisoare apostolică publicată astăzi, suveranul pontif a extins această posibilitate, se pare, pe întreaga durată a mandatului său. El a explicat: avortul este un păcat grav, dar nu există niciun păcat la care mila Domnului nu poate să ajungă și pe care nu poate să-l șteargă. Papa Francisc va rămâne cu siguranță în istoria Bisericii Catolice drept un astfel de suveran pontif. El este cel care i-a îndemnat pe credincioși să nu mai ucidă miei pentru a-i mânca de Paște. Și tot el a vorbit despre miracole, ca despre întâmplări pe care știința încă nu le poate explica.